cum alegi Nadia pentru mine? Asta înseamnă dragoste adevărat. Îngerul meu frumos! Cum ai putut să-ți bagi joc de mine halul ăsta? Ce ești tu? Arab sau român? Spune-mă, ai vreo identitate sau ești de pe altă planetă? Să nu te miști de aici! Bă, ai înțeles? Nu te miști de aici! Cum să mă miști de aici? Că se vârte podeaua cu mine! Stai-mă pe loc! Stai-mă pe loc aici! Ce-ai făcut fetii, mă, limbricule? Eu ei sau ea mie? Cum ia ție, mă, că a plecat plină de spumească sau ce direct la poliție să spui totul, te omor! S-a dus să mă toarnă? Ce să te toarne? Eu sunt rad, nu tu! Că sunt ce la poliție și dacă toarnă tot acolo, să află că lucrez cu șeful tău, bă! Și eu n-am voie să vorbesc cu interlopii! Că sunt eliberat în penitenciar, n-am voie să mă combin cu ea, că se cacă... Păi stai! Că eu ce vrei să fac acum? Să te duci în... Provizuină la pariu! Marș, că acolo nu te caută nimeni! Zit! Ieși! Scoală-mă, broască! Păi stai că... Marș! Nu mai la fund, că m-am săturat! Ieși, că dacă nu... Maria Mirabela! Măi, Grațielo, ia zi-mă, ce fel de șef sunt eu? De secție, șeful! Exact! Sunt șef de secție, doar șef de secție. Că când plec din secție, nu mai sunt nimic, nu mai șefesc pe nimeni. Și ce vrei acum să fii șef peste toată lumea de pe stradă? Că doar ești, doamne, doamne! Nu mă, Grațielo, vreau să rămân șef doar pentru subalternii mei. Uite, de exemplu, peste Chiorete, în garsonieră. Că garsoniera e tot a poliției, nu? A vrut eu să-l fac să se ducă naibii, dar s-a cam răsuflat treaba. Cum adică să se ducă naibii? Adică l-am trimis noaptea în misiune pe străzi ca să poți dormi și eu liniștit. Așa ai făcut? Nu știu, șeful, eu nu mă bag în chestii din astea. Dar să știi că nu e corect ceea ce faci. Acum pune-te și tu în locul lui, na? Ce să facă și el săracu? Eu să știi că am să plec, că m-ai supărat. Stai, cum adică să mă pun în locul lui? Pun în locul lui? Adică să fac eu ce face Chiorete? Adică să mă duc în misiuni noaptea? Bă, să știi că cu strategia asta o să-l înfund eu. Ema! Am și eu o speță. Ți-ai luat bicicletă? Da, cu spețe, nu cu spițe. Hai, nu mă enerva. Fii atent, zi-mi și mie aici. E posibil ca un cetățean străin să se căsătorească cu acte false cu româncă? Mă, depinde cât de proastă e. Pardon? Imitația actelor false. Cât de proastă e imitația actelor, înțelegi? Așa. Dar să știi că nu se poate pentru că actele sunt verificate și răzverificate în baza de date. Imposibil. A, deci, căsătoria cu româncă nu e valabilă. Mă, e valabilă dacă au fost la primărie. Numai că soțul respectivei nu e persoana cu care a fost la primărie. E aia originală, înțelegi? A? Deci, soțul nu e cel cu care respectiva a fost la primărie, ci originalul ăla din acte. Auzi, dar ce fel de speță e? Că mi se pare extrem, extrem de cunoscută. Vorba de o prietenă de-a mea foarte bună, care s-a măritat cu un italian care a crescut tocmai departe în Franța și el e de origine arabă. Așa am înțeles. Aha. Da. Bă, în concluzie, sunt două situații. Ori e căsătorită cu o persoană pe care nu o cunoaște, ori e căsătorită cu o fantomă. Dar partea a doua e cam nasoală, că nu poate să divorțeze, că părâtul nu vine la tribunal. Aha. Bun, și atunci eu cum ies din... Ia, cum iese din situația asta? Întâi și întâi trebuie să spui cine este persoana în cauză. Pentru că autoritățile trebuiesc informate. Ca să ia și autoritățile o primă bavană, nu? Mă, dar tu de mai satul de bani, mă, nu ți-e rușine, mă? Tu nu-ți dai seama că o căsnicie să se rupe, mă? Că inima se frânge! Dar o să se bucure și ea, Ema. Dacă originalul seamănă cu Omer Șerif... Omar Șerif. Cum zici tu? Și e doldora de bani, cașcavalul gâlgâie pe la el. Nu i-a pus alac mâna în cap? Și dacă e terorist? Nu i-a dat mala cu ceva în cap? Alo, domniță, stai și fă denunțul ăla odată! Ia, mă, cine e, mă, că speța mi se pare cunoscută, foarte cunoscută?
E Hasan! Ce credeai, madame, că o să-l duci cu Zahărenu, pe celebru, pe Miropolantu, pe Titanic, cu comisar Matescu? Mi-am dat seama! E, o să-l pun eu în urmărire și voi lua cea mai mare primă din istoria poliției române. Celebrul comisar Matescu știe tot, face tot. Te iubesc, ești frumos! Dorm, puișor, hai. Dorm. Ce? Cu tremur! Nu, stai potolit, grijile nu-mi dau pace, nu pot să dorm, ce să fac? Să dorm! Ha, să faci! Să mai pui mâna pe nimic, că faci un tărăboi, dezvolt o cartier. Nu pot, voi chiar de că e o urgență. Păi de ce n-ai zis vrea așa? Mă dă la o parte, te la WC-ul. Nu faci aici. Nu e mă urgență, e o urgență de-a noastră, de afară. Trebuie să mergem afară. Am vrut eu să mă trezești, să nu te trezești pe tine. Da, n-am putut. Aveam urgență afară? Da. Te-ai gândit, mă, ta, să te duci, mă, ta, în locul meu? Da, mă, păi dormeai așa frumos. Te lasă treacul de somn, că noi avem urgențe, mi-e arde de somn. Mă duc eu, bre! Hai, du-te atunci, dacă... Mă, dar unde trebuie să mă duc? Strada Oilor. Ce acolo? E un magazin non-stop. Da, știu, a zburat, bre! A zburat! Zbori, ca gândul și ca vântul fugi. Fugi! Hai! Ia, hai! Hai, du-te! Unde dai și unde crapă? Hai că i-am făcut-o! Avea dreptate, Grațiela! Și acum să dormim liniștiți! Ah, ce bine! Ai noromul! Păi și știam de manevrele lui astea de doi bani, m-a stat rat! Jur că știam! Păi și cu toate astea tot m-am dus, mă! Tot m-am dus! Bă, singur ai vrut să te duci. Nu te-a trimis șeful nicăieri. Deci te-ai păcălit singur, mă. Căci fiindcă m-am grăbit să particip la acțiune, am uitat să-mi trag ceratrii pe picior, bă, și acum am și răcit. Ce vrei, mă, așa e când te bagi intervenția altuia, urgență ce-o fi fost ea. Am zis că mă încearcă, mă, mi-aruncă momeală să vază, mă duc ori nu mă duc. Că dacă refuzam, îi dădeam prile să mă penalizez iar nu scârb asta. Aoleu, ia o zărbă, băi, nu mă slăbește deloc. Mă, o clipă nu mă lasă, îmi face băgăra și mă s-a de urât. Auzi, eu cred că te iubește, mă, Chioret. Ba, nu mă, să trăiți, șeful, să trăiți cu respect. Acea! Stai! Mă scuzați. Măi, Chioretelule, o bucurie nu vine niciodată singură. Cred și eu, bre. În primul rând, te-ai îmbucurat că ai scăpat de mine de acasă. Și te-ai belferit, te-ai lăfăit ca un bimpa așa singur pe-n pat. Cred și eu. Și acum te îmbucuri că am răcicat prostul de la patronatul ăla de ambule pe magazinul ăla care, bineînțeles, că s-a întâmplat mica albicuța. Mă, ce să-ți fac eu, mă, dacă ai luat-o la fugă ca nebunul? Și n-am avut timp să-ți explic că, de fapt, era o urgență personală. Personală? Adică cum vine asta, bre? Adică să înțeleg că la magazinul ăsta oții vine și fură numai dacă duci matale în persoana cu alea? Ori e magazinul numai tale personal, că nu înțeleg. Nu, mă. Numai că uneori mi se face poftă de rat. Numai uneori? Că impresia mea este că matale e poftă de rat în continuu. Și ăla-i singurul magazin care-i deschis non-stop. Și are și rahat de la bun de cacao. Excepțional. Deci să înțeleg că am intrat în rahat ca prost. Bă, dar dacă ți era poftă, puteai să-ți cumperi și tu, bă, niște rahat. Sau ți-ai uitat și banii acasă. Nu ți-ai uitat ce o rapie. Bă, mai te mă abrez, mă, pași de rahat, iar? Nu, bă, sunt bucuros că o să prind un terorist. Pe Hasan. Dar unde știi că-i terorist? A detonat ceva? Încă nu și nici nu o să o facă, pentru că o să-l arestez preventiv.
Foarte bine. Dar sub ce acuzație? Furt de identitate. Să zice că merge. Asta ar fi una. Și a doua care ar fi? Nu-i de ajuns atât. Nu-ți? Nu vreau, dar sunt și curios. A doua e că iar te-am făcut noaptea trecută. Să trăiești. Stai! Iar vrei a mânca rahat, vre? Ce-ai zis, mă? Repetă. Păi dacă ești treaz, nu-ți vine iar pofta să mănânci rahat? Nu, mă, de data asta e o misiune de serviciu. Adică serviciu te trimite să mănânci rahat? Nu, bă, e o spargere în desfășurare. Succes! Du-te, că eu rămân acasă, că-s răcit și nu-i frumos să dau răceala la oții. Bine, mă, mă duc eu. Păi du-te, du-te. Mă sacrific. Așa că... tu ești răcit și nu poți? Păi da. Păi da. Toare ce. Ah, curentul s-a anulat. S-a anulat curentul? Nu, mă, curentul a închis ușa. S-a anulat misiunea. Cui dragi de-abia să se anuleze misiunea, o spargere în derulare, bre. Ora afla oții că te duci. Că Toma Limoș călare peste ei s-a spariat și a fugit. Hai, bre, nu fi tot magazinul ăla unde am făcut eu de pază. Și oții vrea să-ți fure rahatul. Păi a dus apite de rahat. De unde iau rahat? Dân! Ce mă întreb pe mine, bre? Fiindcă nu mi-ai zis că magazinul pe care eu îl credeam deschis non-stop e închis. Dar ce mă interesează pe mine orarul de la toate magazinele, ia? Ai fost noaptea trecută acolo, ai văzut că e închis doar. Puteai să-mi spui că doar e singurul magazin cu rahat de la care îmi place mie. Sau n-ai fost acolo și mi-ai dormit într-o scară de bloc, te-a tras curentul și pe urmă dai vina pe mine că din cauza mea ești urăcit. Bă, a fost, bre, dacă mai fi fost. Dar acum am dus să știu că trebuia să-ți raportez eu lumea tale că magazinul ăla de noapte e închis, da? Fiindcă știai că mă interesează expres magazinul ăla pentru că e singurul în care găsesc brahat ăla de care îmi place mie să mănânc. Acum ce fac? Te culci, aia faci. Cu să mă culc fără să mănânc rahat? Pre că te-am întrebat prima și dată dacă iar ți-a venit popta de rahat, ai zis nu! Că va picioarele, că eu nu, că eu am misiune, că cu tare ești cu tare. Acum ce faci, mă, dar l-a întors ca chef de rahat? Da, ai dreptate, atunci nu voiam. Păi și atunci? Da, uite că a trebuit să mă trezesc din cauza misiunii de serviciu și mi-a venit pofta. Că dacă dormeam, n-aveam nicio poftă, dormeam bine mersi. Păi de ce nu dormi? Și dacă tot îmi stai treaz, dar du-te, băi, nenică, și cumpărați rahat și las-mă dracu, pace! Ce să fac, mă, să mă duc eu afară pe vremea asta să răcesc și eu? Să fim amândoi răciți, să ne dăm de la unul la altul, să nu mai scăpăm în veci de ea? Nu, nenică, te duci tu că așa și ești răcit, mai răcit nu poți să fii de atât, hai! Acilea nu se mai poate dormi sub nicio formă, eu mă duc în altă parte să... Să ce? Să-ți iei rahat? Mă duc să-mi iau rahat, că eu am alte gusturi. Nu sărac ca tine, mănânc rahat până dau diabet. Vezi? Și așa mănânc rahat, de dimineață până te culci și chiar și când dormi, mănânc rahat. Dacă totuși găsești rahat, să nu-l mănânci singur. Măi, Grațielo, ideea ta a fost proastă, foarte proastă. Mai mult m-am deranjat eu decât el. Băi, m-am sculat, m-am îmbrăcat, am ieșit, am intrat, iar el nici s-a dat jos din pat. Tot mai bună e tactica mea cu picătura chinezească. Asta l-a dovedit. Băi, șeful, m-ai pierdut de tot. Eu nu mai înțeleg nimic. Mai bine, mai bine. Ia zi, care-i bai? Hasan a fost prins și este la arest. Asta da veste bună, Grațielo. Repede, cheamă toate televiziunile să-l intervieveze pe celebrul comisar Mateescu, miropolantul, superbul comisar Mateescu. Și dacă vrea vreo exclusivitate... Să vină personal să negocieze cu mine. Măi, măi, Grațielo, vezi că tu nu ești televiziune, mă, fată. Hai. N-ai plecat, mă? Nu.
s-a părut mie ciudată bucuria lui Mateescu când i-am zis de cazul prietenei mele. Abia când a arestat pe Hasan, mi-am dat seama ce plănuia. Mm. Persoana cu datele soțului prietenei tale, probabil, a fost un emigrant care a ajuns pe fundul Mării Negre în timp ce o traversa. Sau e un arab executat de teroriști de la ISIS. Au. Păi atunci ar fi bine dacă l-ar denunța, nu? Cam da. Prietena ta și-ar servi țara. Poate ar salva mii de vieți. Da. Și-ar servi țara. Alarmă! Chiorete! Chiorete, scoală! Scoală! Alarmă pe secție! Ce vrei, bre? Hai, bă, du-te! Iar ai chef, dracu! Cod roșu, fugi repede, că până nu fug hoții, hai! Nu le să fug, bre! La secție, că e alarmă! Scoală-te! Ce alarmă, bre? Ce mă zăpăcești? Du-te! Unde să fug? Dă-mi o adresă! Dă-mi strada oilor, unde-i magazinul non-stop! Dar ce chef, e incredibil! E zea la magazinul ăla de ține rap, nu? Acolo e? E coincidență, hai! Îmi va picioarele, ce coincidență! Hai, te duc! Hai, bre! Ciorete-te pe la... Bine, da, du-te odată! Păi nu vezi că sunt șpil? Ce trebuie să-mi spui, matale? Stai puțin! Ce? Să-mi aranjez budigăi, că nu pot să mă aduc așa în fața la infarct. Hai! Stai puțin, mă, Zori, că imediat! Hai! Acum! Imediat! Tam-tam-tam-tam-tam, am fugit! Așa, du-te! Ce faci, mă, i-ar țelita ce-o rapid? Nu, bre, s-a anulat alarma. S-a anulat alarma? Hai, da. Păi ia să verifică. Hai, verifică, ia. Alo? Alo, Poponeț? Bă, s-a anulat alarma? Nu? Păi de ce mănânci, bă, rahat, că nu s-a anulat nicio alarmă? Păi ce să zic că vrei și Poponeț, că te arăță subalternă, îți cântă în ștrună, ia. Auzi, știi ceva? Ia că-mi ba picioarele, că asta nu-i ziaț. Aici e balamuc. Nu se mai poate pune geană pe geană. Mă duc! Du-te! În lume! Du-te! Hai! Du-te! Rămâi huidul, mă, și mănâncă la at cu 6 mâini. Așa, du-te, uite, de-abia acum se poate pune geană pe geană. Da. Înger, îngeraș, pe ce mi-te la Dumnezeu? Nu sunt mic. Tu fă-mă mare, ha, noapte mână. Am crezut că e Hasan, că a evadat în miez de noapte, de la secție. Dar prostul ce l-ar să fie, mă, dacă nici acile nu pot să dorm în vină unei aproape goală, îmi va picioarele. Și eu. Te rog, prostule, sus la etaj, e patul la dublu liber. Bă, Vasile, bă. Bă, Vasile, mă, cheamă, bă, și pe Veronica, o să face zâmbi și o băgă la mijloc. Hai că știi ce de des... O iau eu pe partea asta, tu e pe partea aia, altă... Mă! Mă, frăt! Vasile-i venit? Și-o fiică. Vasilica, unde-i Veronica? Orșet. Vasile. Bă, Vasile, ce buin de aspreg, bă, de la o vreme. Ce cauți, bă, la mine? Ce te dai drept, Vasile? Tu ce te dai drept, șofică? Cum mă dai eu, șofică? Tu te dai, Vasile? Eu...
Mă v-a stăpit cu toții? E mama luat drept Hasan, tu mă-i drept Vasile. Ce sunt prostul vostru? Ai grijă să nu dea drept eu, că mă duc la dușul, că atunci e mai nasol. Dar cine e prost să facă duș cu tine? Hai, dă-i drumul jos la tine acolo. S-au auzit, mă? Ia că-i frigul jos, mă. Ia mai stai aici cu mine, mă întinde, de ca ce ține de calm. Prostule. Ce? Ce? Era o voce. Da, prostule. Păi sigur că a fost alarmă reală, nu? Ce n-ai fi, crezi că am sunat degeaba? Mamă, și acum cum mă scoți în fața lui Matilescu? Că abia așteaptă să mă prinză, să mă ardă, să mă matilească. Și când nu afla că nici nu m-am dus... Păi nu te-ai dus! Și eu n-am avut ce să fac, nene, am chemat ajutoare. Că eram în pericol. Care te fuga marș la mine? Prea raport, scârpa. O să-l mințesc că am fost și tu o să confirm. Ce, eu nu fac așa ceva pentru nimeni, îmi pare rău. Ca prieten, popa. Cine? O să fac așa pentru tine, ca prieten. Mersi, prietene. Hai, du-te. Să trăiți, șeful, necontenit. Vai, dar ce echipe sunteți, pe cuvânt. Ia, raportez-vă, cum a fost azi noapte la intervenție? Raportez, șefă, eu azi noapte am stat de pândă la strada Oilor Colț cu calea Poule. Ce ai zis, bă? Asta, calea Poilor. Mă scuze. Aha, și ce ai de raportat? Șeful, dacă mă vedeați în acțiune cum am șezut eu la pândă, îmi dădeați Oscarul pentru pândă, nu alta, jur. Bă, a trecut două igoane pe lângă mine, nu și-a dat seama că era macoană. Și bărbeaua, dracu, vorbeau de... Dar nici mai spun numai tale. A fost ca lumea, nici musca n-a trecut în zbor. Zonă? Da. Măi, Iorite, eu tocmai am niște informații. Așa? Care îmi spun că spargerea s-a dat aman în locul pe care îl păzeai și așa că ai sancțiune pentru neglijență în serviciu. Ah. Și află de la mine, muștele nu zboară noaptea. Nu-ți mai pierde timpul să le urmărești atunci. Bam! Șeful, au venit jurnaliștii! Și vor să-l posteze pe Hasan, dar nu pot! Nu pot. De ce nu pot, mă? Are bombe pe el? Nu, are așa un fel de hanorac pe cap și se ascunde! Nu vrea să fie văzut! Mă, să vezi ce hanorac peste față o să-i dau eu lui ăsta! Cine se crede, mă? Carla's Dreams? Șeful! Să trăiți, șeful! A venit o adresă de la SRI, strict secretă! Oare ce scrie acolo, că sunt curioasă? Nu mai fi curioasă, că mor repede! Lasă și... aici, că văd eu! Bine! Și mai e una? De la centru. Tot secretă. Tot să-i secretă. Păi normal, celebrul comisar Mateescu este căutat de serviciile secrete și de șef, că da, e competent. Hai, repede pregătiți-vă arestul, că am o conferință de presă. Să vină jurnaliștii. Fuga, 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 fuga. Trebuie să mături. Hai, hai, trebuie să mături. Bun. Haide, haide. Ia să vedem nota de la SRI. Hasan, informator oficial. Și nu pot să-l arăt jurnaliștilor. Mamă, ce interviuri dădeam! Ia să vedem aici, ia să vedem, ia să vedem. O sancțiune pentru mine? Că nu m-am informat și am dat cazul publicității. Mamă, și ce primă aș fi luat. Nu e el chiar terorist de talie internațională, dar a umflat presa cazul ca de obicei. Mm. E un borfaș mititel, un buzunăraș de bragadist. Șefule, eu cam întorci, am impresia că ai luat șpagă. Pardon? Scuze, ai făcut un șpagat. Și acum vrei să mă șamalizezi, nu? Nu, mă, cum să mă șamalizezi? Ce să mă... Nu vă ascund nimic. Vă prezint chiar totul. Pentru că de la acești mici borfași pleacă marile infracțiuni. Dar nu vi-l arăt cu față cu tot, că-l văd șefii lui. Și atunci ascund dovezile marii corupții. Uh-huh. Este noua tactică a celebrului, miropolantului, deosebitului, deplinului, supercomisarului Mateescu. Ai și bine. Și Mateescu ăsta cine? Doamne, alt cretin, mă, mai cretin în secția asta, mă, nu poți să faci un interviu ca lumea. Cui a zis ăsta cretin? Ție, Mateescule! Păi, Poponețule, a avut o intervenție de tot rahatul. Am primit o groază de sesizări. Cine, eu? Păi cine a fost azi noapte acolo? Tu? Noi!
că trebuie să împar rahatul ăsta mare și cu Chiorete. Nu ține, că Chiorete a raportat tot. Minciuni complete. A mințit? A mințit, tocmai. Că a zis că a fost pe strada Oilor, colț cu Valea Boilor. Dar acolo nu e intrarea, magazinul jepuit. Din păcate, măgăreața pică pe capul tău, că tu erai șef de obiectiv. Păi, tocmai de-aia am chemat și eu ajutoare pentru intervenția. Dacă era Chiorete cu mine, poate o rezolvam. Ai dreptate, mă, ai dreptate. Tocmai de asta o să-ți trec cu vederea eșecul misiunii. Dar trebuie să-l trec pe Chiorete în raport ca vinovat, semnezi? Bineînțeles! Ia mai dă-l încolo, alt de prieten! Și mai e ceva. Trebuie să le eliberăm urgent pe Hasan, ordin de sus. Dar pe cine mai are și Hasan ăsta sus? Bă, pe Hasan lăsați-l în pace, că ăla e omul lui Emma, bărbatul lui Emma. Dacă aia află iar că ăsta de cas, face dracu vreun infarct și cade măgăreața pe mine și l-am bat-o în grup. Da, mă, Mârlane, ai dreptate, dar tu nu vezi că roiește presa pe aici? Dacă le eliberezi, zice că am luat șpagă. E, las, Matiescule, că nu l-a fost nimeni la față. Nu l-a văzut, nu l-a văzut. Dar pe cine scot de sub hanoracul ăla cu glugă? Păi, pe altcineva, un om, știu eu. Te baci? Eu? Mă bag dacă e vorba și de presă, dar numai dă-mi 10 minute, îmi aranjez părul un pic să mă uit în oglindă. Auzi, Popoleț, unde ți-i pieptănul? Ce pieptă, mă, că eu mă dau cu ceară? Popoleț, Popoleț, repede cheamă jurnaliștii înapoi și până atunci eliberează-l pe Hasan. Dar reține-i hanoracul cu glugă, neapărat. Da și fuză drept. Hai, repede. Bă, hai mă să-ți dau niște ceară, mă, să fii frumos. Am aflat cine este în spatele borfașului, dar din considerente de securitate nu vă pot divulga numele lui, dar vă prezint arestatul. Bună ziua! Asta nu o să rămână așa. S-a plăcut, Matiescule, cum i-a speriat, aproape cum a speriat și pe mine. Păi, că am exagerat, bă, Mârlane, eu le-am zis că ești un borfaj mărunt, nu un psihopat. Ce exagerat, mă, lasă să știe toți interpolii, mă, că am ieșit să le clănțele dinții de spaimă când o ieși pe stradă. Hai, mă, că te aduc eu cu mașina, că tocmai ce mi-am ordonat o zi liberă. Mamă, bani, mă, și-o luăm și băturăm tot orașul până diseară. De la IMGB până în nord orașul lui, bă, la piața sudului. Haide, hai, că te las în centru și de acolo e tu tramvaiul. 32 spre Rahova. Și tu la pușcărie arde chiar foc. Tu, da. Am înțeles. Trimit la cu echipaj. E psihoză națională cu killerul la psihopat care acum este semnalat în foarte multe locuri. Mergeți și verificați. Uite, mă, ce a putut să creeze Mârlanul ăsta, mă, cu scălăm băiala aia lui. Și aveam atâta treabă. Hai. Haide, băi! Arde! Na, mă, na, că mi-a venit și mie rândul. Da, mă rog! Ce face? Am să... Acum, imediat, rezolvăm! Hai, arde! Ubergo, croșeu, hai, tăi! Oh! Alo, da! Șeful, să trăiți! Am primit un apel în care se semnalează o bătălie pe stradă. Eu nu pot ce a plecat de acelea căs la permanență. Și nu mai am efective deloc, că toate e răspândite pe teren. Ce ordonați? Faci ce scrie în regulament. Chem polițiștii din liber și chiar din concediu. Păi exact la asta mă gândeam și eu. Auzi, bre, vezi că numai matale ești la liber. Că toți e plecați. Așa că mișcă-ți. Mergeți dumneavoastră să vedeți care-i treaba. Strada Aliorului 21. Bine, mă, bine, rezolv eu. Nu bine, Mernic, vrea să-mi strice ziua liberă. Cine știe ce puștan se bat în fața școlii și să mă duc eu acolo să intervin și să plin de rahat. Da, să că-i faci eu ziua lui ăsta. Trimit jandarmeria acolo pe pistă falsă și să-l vedem pe domnul Chiorete cum intră în cacao. Că tot îi place lui foarte mult. Și uite-mă cât vorbesc de unul singur. Celebrul comisar Mateescu vorbește foarte mult singur sezonul ăsta. Că așa e intens. Ajutor! Ascuteți-vă că vin! Cine vine, măi? Cine vine? Papele din piață! De ce, mă, nu le-ai plătit patrujelul? Las că plătesc eu! Nu vor să mă omoare! Cine, mă, papele din piață? Ai nebunit, Mârlane? Papele cu pastoarele, fie în
crezut că sunt criminalul cu pelerină. Limbricul trebuia să fie criminalul cu pelerină. M-am confundat cu el, m-a alergat să mă omoare. Păi tu m-ai băgat în rar, tu să mă scoți. Ce vorbești să te scoți singur, că mi-ai ajuns cu poliția mie? Lasă-mă că te scot eu, crac. Tensiunea am acumulat, praf le fac. Să știe cine-i jupân în cartier. Bă, până termine ma treaba, mă duc să mă culc o leacă, cât tare s-o obosit. Bine să-i slugi. O, a venit corespondența, Bobonețule? Da, șeful, dai pentru dumneavoastră. Ia să vedem ce mai vor ăștia de la cel. Ce facem ăștia, un nebunit? Eu anulat sancțiunea lui Chioreta aia dată de mine și pe deasupra l-au și recompensat? Da, corect! Pentru că a estimat foarte bine necesitatea intervenției trupelor de jandarmi. Pentru că acolo nu era așa oricum, erau 100 de persoane care se băteau, erau două clanuri interlope. Ah, de ce eu... Îngerul meu? Nu cred, mă. S-a decis ea să dea palma și pe urmă să... De la mine. Stai, mă, că se pune pe sunet. Au venit ziariști. Oh! E bine, mă, e bine. Da. Cum și ziariștii ăia de ce nu fac, mă, are bombe, păi? Ce? Gata. Da, ia. Au venit ziariștii și vor să-l pozeze pe Hasan, bre, dar nu pot. Las, dar el dă de mâini și spune eu, îi traduc eu. Da. Ha, da, mă. Au venit jurnaliștii și vor să-l poseze pe Hasan! Ce părinte! Ce râzi ca vaca, mă? Ce făceam sărită? Da, e bine, e bine, e bine. Hai că suntem copii. Sigur că da. Ia să vedem aici. Eu de... Auzi? Stai. Domn, în secunde vorbim.